În seara aceasta vom vorbi despre adunările bisericii. Este foarte important, frați și surori, să înțelegem că serviciile noastre divine, adunările bisericii, nu sunt niște lucruri pe care le facem întâmplător dintr-o rațiune instituțională. Adunările bisericii au un rost absolut esențial. Și am ales ca text din Evrei, epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 10, de la versetul 19 la versetul 25. Haideți să iubim și să respectăm cuvântul Domnului, ne mai ridicăm o dată, să nu ne fie greu atunci când respectăm și cinstim și iubim cuvântul lui Dumnezeu. Și vom citi de la pagina 1182 din epistola Apostolului Pavel către Evrei, versetul 19 începând. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, cuvântul Domnului în pasajul acesta ne vorbește despre trei cercuri concentrice ale relațiilor noastre atunci când este vorba de biserică, atunci când este vorba de casa lui Dumnezeu, atunci când este vorba de omul duhovnicesc. Vrem să fim oameni duhovnicești și oamenii duhovnicești au un set de relații care stau la temelia existenței, a identității lor. Pasajul acesta ne vorbește despre aceste trei relații. Mai întâi, relația personală cu Dumnezeu. În versetul 19, astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Mă opresc puțin aici. Unde este locul preasfânt? Intrarea, accesul nostru este un acces permanent. Bineînțeles, nouă ne-ar place să spunem că între acești patru pereți este un loc preasfânt. Este atunci când suntem noi aici și slavă Domnului că e un loc dedicat, ca o casă de închinare lui Dumnezeu. Dar eu cred că această părtășie a noastră cu Domnul trebuie să depășească timpul, cadrul, spațiul acestor patru pereți. Eu cred că noi în permanență avem prin sângele Domnului Iisus Hristos acces în cer la Dumnezeu, pentru că la dreapta lui Dumnezeu este Tatăl nostru, este Domnul nostru și este Mântuitorul nostru și este Salvatorul nostru, este Garantorul nostru, este Mijlocitorul nostru, este Iisus Hristos, mărit să fie în numele Domnului. Prin El, prin sângele Lui, avem această intrare slobodă.
Ea poate avea loc undeva într-o pivniță în Afganistan, ea poate avea loc undeva în mașină când mergi și te închini lui Dumnezeu și lăcrimezi de bucurie gândindu-te la harul său, ea poate fi în casă la tine, ea poate fi în biserică, oriunde omul duhovnicesc își aduce aminte de Dumnezeu și ar trebui nici să nu uităm vreodată de Dumnezeu. Oriunde este un adevărat om duhovnicesc, acolo este Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, acolo este templul cel sfânt, acolo este locașul acesta minunat, locul preasfânt. Această relație personală cu Dumnezeu, această părtășie continuă, permanentă pe care noi o avem, relația noastră cu Dumnezeu este de tip devoțional. Este o relație devoțională. În Ioan 4, atunci când femeia din Samaria încearcă să găsească locul unde l-ar putea găsi pe Dumnezeu, locul unde ar putea avea un acces mai direct și mai apropiat, mai nemijlocit cu Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îi spune, nici pe muntele acesta și nici la Ierusalim, pentru că adevărații închinători sunt cei care se închină în duh și în adevăr. Închinarea în duh și în adevăr nu este limitată, nu este legată de locuri, de timp, este permanentă. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spunea, cercetați scripturile la timp și ne la timp, rugați-vă neîncetat. Oriunde copilul lui Dumnezeu își înalță gândul spre Dumnezeu, acolo locul acela se transformă într-un templu sfânt. El este în prezența lui Dumnezeu. Este primul cerc cel mai intim al părtășiei credinciosului cu biserica, pentru că dați-mi voie să vă spun, fraților, noi nu putem avea părtășie cu biserica Domnului dacă nu avem părtășie directă cu Dumnezeu mai întâi. Relația noastră unii cu alții este o relație facilitată de relația fiecăruia dintre noi cu Domnul. Noi suntem compatibili unii cu alții, noi ne putem strânge, noi putem fi un popor datorită faptului că la dreapta lui Dumnezeu este capul bisericii, iar noi suntem mădularele Domnului Iisus Hristos, a trupului său. Prin El avem noi părtășie unii cu alții. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre al doilea tip de relație, relația cu biserica universală. Relația cu biserica universală. Noi nu numai că intrăm în prezența lui Dumnezeu și avem această relație devoțională, dar relația noastră este denominațională. Noi aparținem unui grup de oameni care sunt împrăștiați pe tot pământul, în toate locurile și în toate timpurile. Când venim în prezența lui Dumnezeu, venim în baza acestei relații personale cu Dumnezeu de tip devoțional. Noi ne închinăm lui Dumnezeu, noi avem părtășie cu Dumnezeu. Dar noi intrăm într-o relație directă cu Biserica Universală, de pe tot pământul, din toate neamurile, dar și din toate vremurile. De aceea spune aici cuvântul Domnului în versetul 20, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, biserica este trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Iată, dar El e marele preot al bisericii. Relația aceasta este o relație denominațională, oriunde sunt oameni care se închină în duh și în adevăr lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, mântuiți prin sângele Lui, care îi poartă numele, sunt frații noștri și noi avem părtășie cu ei. Păi nu i-am cunoscut, n-am auzit până în seara asta, frate George, de misionarul, de eroul, de martirul, care a murit în câmpul de misiune, dar vreau să vă spun că tot timpul am fost în părtășie cu el. Cum? Fără să-l cunoaștem? Sigur că da. Cum am fost noi în părtășie cu un om pe care nu l-am cunoscut? Pentru că el era conectat cu locul preasfânt și noi eram de asemenea în locul preasfânt și oriunde sunt credincioși care au acces liber la Dumnezeu și care își petrec timpul în locul acesta al părtășiei cu Dumnezeu, ei au și părtășie și legătură unii cu alții. Invizibilă,
Oh, dar nu inconștient, ar trebui să știm că ori de câte ori ne închinăm lui Dumnezeu, ori de câte ori facem lucrul acesta, noi suntem împărtășie cu toți credincioșii Lui, de pe întreg pământul și din toate vremurile. Ascultați, ca să dovedesc biblic lucrul acesta, în Evrei, în capitolul 12, de la versetul 18, că Biblia spune să ne apropiem, fiindcă avem un mare preot, fiindcă avem acces în locul preasfânt, să ne apropiem. Și acum, în versetul 18 din Evrei 12, cuvântul Domnului spune: voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat, v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, mărit să fie în numele Domnului. Iată ce înțelege omul duhovnicesc. El știe că are de-a face cu Dumnezeu. El știe că e un închinător în duh și în adevăr. El oriunde merge, el oriunde stă, el oriunde își desfășoară activitatea în fiecare zi. Omul acesta este în permanență în prezența lui Dumnezeu, este în permanență la tronul lui Dumnezeu, este în Sfânta Sfintelor, i-a dat acces Iisus Hristos prin sângele Lui și în permanență El este conectat spiritual, sufletește, cu întreaga biserică a Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, acesta este al doilea cerc concentric al părtășiei omului duhovnicesc, o relație personală cu Dumnezeu, relație devoțională, o relație cu întreaga biserică a Domnului Iisus Hristos, o relație denominațională și apoi, în al treilea rând, relația cu biserica locală este o relație dimensională. În sfârșit, coborâm în dimensiunea noastră umană, practică, vizibilă, o relație cu ceva palpabil, cu ceva care are dimensiuni, cu ceva care se vede. Și aici spune cuvântul Domnului să nu părăsim adunarea noastră. Acum, să nu părăsim adunarea noastră se referă la să nu părăsim obiceiul de a fi împreună, de a ne aduna. La asta se referă în original. Bineînțeles, este o dovadă de inconsistență și inconsecvență să părăsești adunare după adunare într-un mod nejustificat, pentru mici supărări, nemulțumiri, disconfort, că știi care e problema? Oriunde te duci, dai de aceleași lucruri. Oriunde te duci, dai de oameni care te vor supăra, dai de oameni care îți vor pune pedică, dai de oameni care te vor îmrânci, dai de oameni de care te vei freca. Până când să te tot... Trebuie să dobândim ca oameni duhovnicești maturitatea de a ne rezolva problemele și de a rămâne în adunarea noastră. Dar aici se referă la altceva. Se referă la obiceiul rău al unora de a părăsi obiceiul bun de a se aduna împreună, de a veni la părtășie împreună. Dragii mei, îmi pare foarte rău să spun, știți de ce mă uit la camera aia de acolo din față? Ca să mă vadă cine nu e aici. Dacă nu ești bolnav, dacă nu ești bolnav, dacă nu s-a întâmplat ceva foarte grav, dacă doar din comoditate sau că au căzut 2 inci de zăpadă afară, dacă doar pentru că e un pic mai frig, dar slavă Domnului, ai haine groase,
N-ai venit astăzi la biserică și ai zis, las că stau și mă uit la internet. Internetul nu e pentru tine. Internetul e pentru bătrânii care de-abia merg. Internetul e pentru bolnavii care sunt țintuiți în pat. Nu-i pentru oameni sănătoși și comozi. Că la servici nu te poți duce prin internet. Trebuie să te duci fizic acolo. Dragii mei, sunt oameni și tot mai mulți oameni care părăsesc acest obicei sfânt de a se aduna împreună cu biserica, ori de câte ori biserica se adună. Adunările bisericii sunt prețioase. Este relația noastră, al treilea cerc concentric, care ne vorbește despre strângerea noastră împreună. Atunci când biserica se zidește, atunci când biserica se întărește, atunci când părtășia și relațiile noastre sunt practice, reale, vizibile, palpabile, sunt absolut esențiale și necesare. Absolut esențiale și necesare. Și acum, dragii mei, vă rog să observați în pasajul acesta pe care l-am citit, trebuie să facem o reconciliere a doi termeni foarte, foarte importanți, drept și privilegiu. Spuneam dimineață că smochinul care este sădit în vie n-are un drept să fie acolo. Este un privilegiu, este harul, este bunătatea, este mila lui Dumnezeu. El nu e acolo că Dumnezeu l-a văzut mai frumos decât pe alții, pentru că Dumnezeu a avut mare nevoie de el. Nu, e un har al lui Dumnezeu ca să fie în via lui Dumnezeu. Să fii sădit acolo, ca smochin care să aducă rod. Și totuși, foarte interesant, prin respectarea cerințelor lui Dumnezeu, prin pocăință, prin credință, prin pocăință, prin nașterea din nou, lucrurile acestea se transformă în drepturi. Ele sunt doar un har. Și ele se transformă în drepturi. Și acum vă rog să observați ce spune aici în Evrei 10, cuvântul lui Dumnezeu? Mai întâi, prin sângele lui Iisus, intrare slobodă în locul preasfânt. E un drept. Datorită sângelui care ți-a spălat viața de păcat, care a plătit prețul în locul tău, nimeni nu te poate împiedica să intri în locul preasfânt. El este un privilegiu. Pentru că tu nu te-ai dus în baza meritelor tale. Tu nu te-ai înființat la poarta locului preasfânt să spui eu merit să intru aici pentru că am făcut așa sau altfel. Nu, dacă te duceai în baza meritelor tale, n-ajungeai niciodată nici aproape de ușa aceea. Dar rămite înăuntru. Dar atunci când te-ai prezentat în meritul sângelui al jertfei Domnului Iisus Hristos, ușile se dau de perete. Ești liber să intri în locul preasfânt, aceasta devine un drept al tău. Apoi, prin trupul său, intrare pe calea cea nouă și vie. Domnul Iisus Hristos vorbea despre calea aceasta, El este calea, adevărul și viața. Și spunea că unii încearcă să intre prin altă parte. Nu poți să intri decât prin trupul lui Iisus Hristos, decât prin ușa cea strâmtă, pe calea cea îngustă. Dar odată ce ai intrat prin trupul său, odată ce ai intrat prin ușa cea strâmtă, ai dreptul să mergi pe calea aceasta. Și apoi, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos, Domnul Mântuitorul, capul bisericii, este Domnul tău, este Mântuitorul tău personal, tu faci parte din casa lui Dumnezeu. Problema este că foarte mulți credincioși se bucură de aceste privilegii și le însușesc ca drepturi și se opresc aici. Spun, eu am dreptul. Oamenilor le plac foarte mult drepturile. Nu-i așa? Atunci când citim Constituția Bisericii, citim cu mare amănunțime pasajul care vorbește de drepturile noastre. Suntem membri, avem drepturi. Câți dintre noi citim amănunțit partea aia unde vorbește de obligații și îndatoriri? Mai e greu. Și vreau să vă spun că în Împărăția lui Dumnezeu renunți la drepturi atunci când nu îți îndeplinești obligațiile.
Pentru că, în primul rând, haideți să vedeți ce devin aceste drepturi. Dreptul de a intra slobod în locul preasfânt, dreptul de a intra pe calea cea nouă și vie și dreptul de a fi parte din casa lui Dumnezeu. Drepturi dobândite prin sângele lui Iisus, prin trupul său și prin calitatea sa de mare preot. Ce devin aceste drepturi? În primul rând, aceste drepturi devin dovezi. Aceste drepturi devin dovezi. Pentru că noi ne uităm la oameni și spunem: omul ăsta e pocăit, omul ăsta e credincios, omul ăsta este nu membru în biserică, este mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. Și trebuie să vedem dacă sângele lui Iisus Hristos i-a curățat viața, trebuie să vedem dacă a intrat pe poarta cea strâmtă, vorbeam de anul nou, de gândire, de mentalitate, de modul în care el gândește, de modul în care el trăiește. Toate aceste drepturi de a intra în prezența lui Dumnezeu, de a intra în părtășia bisericii universale, de a intra în părtășia bisericii locale, toate acestea devin în ele însele dovezi că suntem cu adevărat născuți din nou copii ai lui Dumnezeu. Vorbeam de venitul la biserică și despre părtășia bisericii locale. Ai dreptul să vii la biserică și să faci parte, nu acum, ăsta e local public, mă refer să faci parte din biserica locală de drept, numai de fapt. Pentru că ești mântuit, pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Dar în momentul în care tu nu vii la părtășiile bisericii, lucrul acesta nu dovedește că tu ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Pentru că dacă n-ai dorința de a fi împreună cu alții ca și tine, care au fost răscumpărați de același Domn și prin același sânge, dreptul tău devine o dovadă că nu ești, sau o dovadă că ești. Când îți scapără călcâiele, să vii mai repede, să ajungi la casa lui Dumnezeu, să te bucuri de părtășia fraților. Și lucrul acesta dovedește ceva. Mai mult, sunt drepturi care devin obligații. Drepturi care devin obligații. Ascultați, haideți să vedem ce drepturi avem. Sunt 7 pe care le menționează textul în pasajul de câteva versete pe care le-am citit. Să ne apropiem, avem dreptul să ne apropiem, vorba de naștere din nou, avem dreptul să ne curățăm prin sângele Lui. Dacă nu-L recunoști pe Iisus Hristos ca Domn, n-ai acces la sângele Lui care să-ți curățească viața de păcat. Să ținem, asta înseamnă, fără șovăire, la mărturisirea nădejdii noastre, înseamnă păzirea de erezii, păzirea de cădere. Să veghem, supravegherea spirituală, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să ne adunăm prezența în adunarea lui Dumnezeu, în părtășia adunării, să vedem o alertă permanentă. Vedeți că ziua se apropie, să fim conștienți, să fim lucizi cu privire la vremurile în care trăim. Toate aceste lucruri devin obligații, devin datorii, drepturi care devin dovezi și apoi drepturi care devin datorii. Ai crezut că ai dreptul să mergi în locul preasfânt să te închini lui Dumnezeu? E o datorie, frate. A devenit o datorie. Vai de noi după ce am căpătat acest drept să nu ne ducem în locul preasfânt. Vai de noi după ce avem posibilitatea să stăm în prezența lui Dumnezeu să ne rugăm o dată la o lună. Sau mai rar. Vai de noi după ce am primit acest privilegiu să nu punem mâna pe Biblie. Atunci nu suntem oameni duhovnicești. Nu se mai poate face dovada că suntem născuți din nou. Că omul născut din nou, omul duhovnicesc, nu ia lucrurile astea și spun, sunt drepturile mele. Nu, el deja acum a făcut din ele datorii. Sunt datoriile mele. Ce spunea cuvântul lui Dumnezeu? După ce am împlinit toate aceste lucruri, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce am datorat. Copilul lui Dumnezeu nu ia lucrurile acestea și joacă cu ele ca cu niște epoleți și niște steluțe. El dintr-o dată devine responsabil de împlinirea lor cu sfințenie în viața lui. Drepturi care devin dovezi, drepturi care devin obligații, datorii și drepturi care devin garanții. Drepturi care devin garanții.
Și ascultați aici ce spune cuvântul Domnului. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, să ținem de lucrurile astea, să le păstrăm în viața noastră, să le împlinim în viața noastră, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Împlinirea făgăduinței lui pentru noi depinde de împlinirea acestor datorii în viața noastră. Împlinirea lor devine garanția că și el își împlinește făgăduințele. Așa că, stimați frați, să avem foarte mare grijă cu drepturile pe care ni le arogăm în împărăția lui Dumnezeu, că suntem plini de drepturi. Drepturile acestea fac dovada nașterii noastre din nou atunci când le împlinim și când trăim în ele. Păi, nu vă supărați, și în lumea asta un drept de care nu te folosești e ca și când nu l-ai avea. Un drept de care nu te folosești e ca și când nu l-ai avea. Ce folos că ți-a rămas o moștenire de 100 de milioane de dolari dacă tu nu te duci să o reclami? Stă undeva acolo blocată și tu nu te bucuri de ea. Orică nu știi, orică nu te interesează, nu-ți pasă. Dragii mei, drepturile acestea nu sunt doar un motiv de laudă, de aroganță spirituală a omului duhovnicesc, nu. El le convertește imediat, mai întâi, în dovezi, el spune, da, sunt duhovnicesc, pentru că mă închin lui Dumnezeu, pentru că sunt conștient de relația mea cu Biserica lui Iisus Hristos Universală, toți sfinții și martirii care și-au dat viața, vreau să-mi frec umerii cu ei, vreau să stau lângă omul ăla în glorie și să-L laud pe Dumnezeu pe aceeași bancă, în locul preasfânt, când El și-a vărsat sângele pentru Hristos și eu nu sunt în stare să vin 2 ore la biserică, mi se par 3 ore o corvoadă, un calvar. Dacă El e duhovnicesc și eu sunt... Și dacă altă dată puteam, și acum nu, și atunci am fost duhovnicesc, acum mai sunt? Scump frate și soră, drepturile acestea devin dovezi ale nașterii noastre din nou, devin obligații, datorii ale vieții noastre de credință și devin garanții că numai în felul acesta și printr-o asemenea trăire, Domnul își va împlini făgăduințele față de noi. Există un mare dacă în dreptul fiecărui credincios din lumea asta. Vă amintești ce spunea pilda smochinului neroditor? Mă voi îngriji de el și anul acesta voi face, voi drege. Poate că de acum înainte va rodi, dacă nu. Dar eu aș vrea să pun problema un pic și optimist. Dar dacă da, păi dacă da, frați și surori, dacă de anul acesta ne vom pune pe cititul Bibliei, ne vom pune pe rugăciune, ne vom pune pe venitul la biserică, vom deveni închinători, nu numai de pe buze între 4 pereți aici pe pământul acesta, ci cu acces liber de care ne folosim să intrăm în Sfânta Sfintelor, să-L onorăm pe Dumnezeu din toată viața noastră. Vreau să vă spun că Dumnezeu își va împlini multe făgăduințe în viața noastră și ne va binecuvânta spiritual în mod abundent. Vom deveni alți oameni, vom deveni alte familii, vom deveni altă biserică. Scumpii mei, asta este calea. Și acum... aș vrea, uitându-ne încă o dată la aceste lucruri care se cer de la noi, să le privim într-o perspectivă oarecum diferită, practică, și apoi să ne rugăm Domnului. Atenție! Repet încă o dată aceste 7 lucruri pe care trebuie să le facem, care devin datoriile noastre. Sunt drepturile noastre, sunt datoriile noastre, sunt dovezile mântuirii noastre, sunt garanțiile făgăduinței lui Dumnezeu și de aceea trebuie să devină obligații pentru viața de fiecare zi. Să ne apropiem, să ne curățim și să ținem. Asta trebuie să o facă fiecare dintre noi. Fiecare credincios din această biserică, dacă vrea să fie om duhovnicesc, trebuie să se apropie de Dumnezeu,
Trebuie să intre în Sfânta Sfintelor? Trebuie să aibă o relație personală cu Domnul? Trebuie să-și curățească viața, că harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei și să trăim în veacul de acum cu cumpătate și evlavie. Cu alte cuvinte, fiecare trebuie să se apropie de Dumnezeu, să-și curățească viața și să țină tare, fără șovăire, de mărturisirea nădejdii noastre. Asta trebuie să facă fiecare. Acum, o nouă dimensiune a relației noastre cu Dumnezeu și cu biserica sa este veghere unii asupra altora. Să veghem unii asupra altora. Primele trei, să ne apropiem, să ne curățim și să ținem, sunt lucruri sau responsabilități fiecare pentru el însuși. Fiecare trebuie să facă lucrul acesta. Eu nu-l pot face în locul tău. Tu trebuie să faci lucrurile acestea. Eu nu mă pot ruga în locul tău. Mă pot ruga pentru tine, dar nu mă pot ruga în locul tău. După care, o altă formă a părtășiei acestea este veghere unii asupra altora. Să veghem și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dragul meu, luptă-te să te apropii, să te curățești, să ții de toate lucrurile acestea, dar nu te supăra atunci când cineva veghează asupra sufletului tău. Bucură-te! Te ajută, te iubește și împlinește o datorie sfântă. Nu refuza vegherea bisericii. Unul din motivele practice pentru care ne adunăm în părtășia bisericii locale este ca să dăm dreptul celorlalți, să dăm altora dreptul să vegheze asupra noastră unora. Și să ne îndemne, să ne îndemne. Vedeți, biserica Domnului, și noi nu avem poliție, nu avem închisori, nu avem armată, nu avem tancuri, nu avem cu ce să forțăm pe nimeni, nu putem forța pe nimeni. Dar putem veghea și putem îndemna. Și să ne ajute Dumnezeu să ne oprim niciodată din a veghea și din a îndemna. Și asta nu e numai responsabilitatea noastră, este a fiecăruia dintre noi. Nu te supăra când te îndeamnă și veghează cineva asupra ta, că-ți ține contul. Nu. Bucură-te! Într-o zi am sunat pe cineva. Am zis, nu vă supărați, nu v-am mai văzut de mult. Da, cum v-am văzut? Păi nu-i văd pe toți și nu-i văd întotdeauna. Da, așa, din când în când îl mai nimeresc pe unul. Parcă nu l-am văzut pe cutare de multă vreme. Foarte surprinși suntem când cineva ne ține nouă contul și ne întreabă pe noi de sănătate și de viață. Dragii mei, nu-i nimic rău cu asta. Ce? Acasă la tine. Te superi dacă soțul ține contul sau dacă soția ține? Bine, te superi dacă nu ești cum trebuie, dar dacă ești cum trebuie, nu te superi deloc. Dacă vine soțul și spune, dar unde ai fost? Dar ce s-a întâmplat? Dar cum am zis? În mod normal, o soție n-ar trebui să spune, uite băi, ce mă ține ăsta în jandarmerie, în pușcărie, nu ar trebui să zic, uite ce mă iubește. Eu ce mă iubește, Domnule. Și la fel, fraților, vii acasă și soția spune, dar unde ai fost, dar ce ai făcut, dar pe unde ai umblat? Băi, dacă o interesează să mă întrebe, înseamnă că mă iubește, Domnule. Ferească Dumnezeu că nu te mai întrebă nimic, ca și nici atunci nu ești bucuros și nu-ți pică bine. Ia să vii acasă, nu ne întrebe nimic. Spune, hai, trebuie, du-te de mâncare, gata, hai. Mă, dar nu mă întreb și tu pe mine, că dacă te întreabă, te supără și dacă nu te întreabă, te supără și mai rău. Dar ce? La biserică! Nu avem voie să avem asemenea relații când Dumnezeu ni le poruncește prin cuvântul Său? Va să zic că prima dată fiecare să ne apropiem, să ne curățim, să ținem. Apoi, unii asupra altora, să veghem, să ne îndemnăm. Pe urmă, împreună, să ne adunăm, să nu părăsim obiceiul bun al adunării frățești. Împreună, să fim împreună, să-ți placă să fim împreună cu frații. Ei, acum, hai să zicem că toți suntem conștiincioși, Doamne, venim la ora 9, venim la ora 6, suntem cuminți, venim, ne rugăm, suntem pocăiți, facem toate dovezile astea. Păi venim pentru că ne place să fim împreună, ne place părtășia bisericii.
Biserica Domnului vrea să fie împreună. Ei stăruiau în legătura frățească. Și apoi, ascultați, fiecare să ne apropiem, să ne curățim, să ținem, unii asupra altora, să veghem, să ne îndemnăm, împreună să ne adunăm și apoi toți să vedem cu cât vedeți, toți vedeți, că ziua se apropie. Frați și surori, scopul acestui maraton al spiritualității noastre, a devenirii noastre ca oameni duhovnicești, este ca foarte curând toți să vedem că ziua se apropie, să vedem că Domnul este aproape. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea Domnului cu această conștiență că în seara aceasta, dacă ne rugăm, nu suntem la 48-50 Nord Bernard, nu suntem în Chicago, în realitate, în realitatea spirituală care e mai reală decât cea naturală. Suntem în Sfânta Sfintelor, suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem la tronul lui. Haideți să ne închinăm din toată inima. Suntem împreună cu întreaga lui biserică din toate vremurile, cu toți oamenii care l-au slujit vreodată pe Dumnezeu. Suntem în asociere sfântă cu ei, închinându-ne înaintea lui Dumnezeu. Și apoi suntem în părtășia fraților și surorilor cu care împărțim drumul, calea aceasta, lupta aceasta de zi cu zi a credinței.